Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La ce folosește, la ce e bună adeverința de vaccinare? Nu vaccinarea propriu-zisă împotriva COVID, ci dacă te-ai vaccinat și ai primit adeverința respectivă, ce poți face cu ea? Este una dintre întrebările care a început să repete din ce în ce mai des. Sunt, cred că au fost făcute peste 3 milioane de vaccinuri, poate Adi știe câte vaccinuri au fost făcute, Adi, până acum, 3 milioane și ceva, nu? Cam așa, sau poate chiar mai mult. Și adeverința asta de vaccinare, pe care o primești după vaccinarea propriu-zisă ca o hârtie, poate fi descărcată însă și electronic. Poți să ți-o salvezi în telefon și teoretic poți să o arăți dacă ți se cere undeva. Și Hot News a întrebat la INSP și uite, a obținut aceste răspunsuri. Deci, aproape poate fi descărcată de pe site-ul adulți.rnv.ro. Nu știm de ce se cheamă așa, nu știu de ce este, de ce este cu adulți, adică sigur e cu adulți pentru că adulții se vaccinează, dar băi, parcă e făcută special să descurajeze lumea, știi? Intri pentru un site pentru adulți. Dacă e de aia, ți-e frică să nu iei virus, da, știi? Intri. Nu intru pe site-ul ăsta că e ceva neregulă. Ce? Adulți.rnv.ro, e suspect. Nu e suspect, ăsta este un site oficial în țara noastră, România. adulți.rnv.ro. 180.000 de români și-au descărcat până acum adeverința electronică de vaccinare de pe acest site. Practic, okay. Intri, urmărești niște pași și vezi ce se întâmplă. La ce folosește? Trei situații. 1. La întoarcerea în România. Dintr-o călătorie într-o țară care e pe lista galbenă, stabilită de autoritățile române și pentru care se impune măsura de carantină, persoana vaccinată care vine cu adeverința asta nu mai este supusă carantinei. Da. Deci dacă vii dintr-o țară de pe lista galbenă și ești vaccinat, ceilalți rămân în carantină, tu nu ești carantinat, ai scăpat de problema asta. 2. În cazul în care ești vaccinat și intri în contact direct cu un caz confirmat, persoana vaccinată care prezintă adeverința respectivă nu mai este supusă carantinei. Uh-huh. Pentru că altfel trebuie să stai 14 zile sau cât se mai stă acum. Și 3. În situații în care trebuie accesate servicii medicale pentru alte patologii. Deci te duci la medic și ai nevoie pentru altceva. Persoanele vaccinate complet, care nu prezintă simptome din definiția de caz COVID-19, adică te duci să te controleze la inimă și nu strănuți, nu ai febră, nu ești răcit, nu alea. Deci ești exceptat de la testarea pentru acest virus, testarea PCR. Sunt precizările oficiale ale INSP. Avem explicația denumirii site-ului. De la o doamnă care ne-a scris următorul mesaj, RNV. Da. Înseamnă Registrul Electronic Național de Vaccinare. Da. Și era dedicat până acum exclusiv copiilor. Da. Unde medicul de familie sau medicul pediatru înregistra vaccinurile efectuate unui copil. Da. De asta se cheamă adulți. Da. Punct. Da. Știi cât de greu e să înregistrezi un domeniu? Durează cam 2 minute. Asta să înregistrezi un domeniu? Ia mă să vedem. Intrăm aici pe site-ul unde se înregistrează domeniile și căutăm. Adeverințăvaccinare.ro e liber. Bă, nu, că l-a luat la tunul, nu știu ce. Bine. Adeverințe vaccin oficial e liber? Da. Hai să-l luăm pe ăsta. E mai bine decât adulți.rnv.ro, da. Corect. Că nu înțelege lumea despre ce este vorba. Adică de ce să facem lucrurile simplu ca să aibă acces oricine, să înțeleagă și să aibă încredere din prima, dacă putem să facem lucrurile complicat, să dăm niște denumiri care stârnesc suspiciuni și punem în denumiri și niște cuvinte de-astea care sugerează alte lucruri, mă înțelegi? E ceva pentru adulți, deci dacă e pentru adulți, nu intrăm în mică. În prima întrebare e, putem să deschidem ăsta cu adulți, putem să-l deschidem la muncă sau dacă ne vede șeful ne dă afară. Deci, încă o dată, adeverința de vaccinare poate fi folosită în România la 3 lucruri. Când vii dintr-o țară de pe lista galbenă, nu mai intri în carantină. Dacă intri în contact cu un caz confirmat și ai adeverința de vaccinare, nu mai intri, intri în carantină. Și, de asemenea, dacă te duci la medic pentru altă problemă și n-ai simptome de COVID, nu ți se mai face testul PCR. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.